Bună, dragilor, și bine v-am regăsit la un nou clip. Astăzi vorbim despre cartea Sidonie Drăgușanul, Una dintre noi este deprisos. Așa că rămâneți. Bun, cartea a fost publicată, sau mă rog, varianta aceasta a fost publicată în 2019, dar aici avem o notă editorială pe chiar la început. Și zice că romanul, Una dintre noi e deprisos, a apărut în două ediții succesive, în 1946 și 1947, sub pseudonimul Catrinel. Alegerea s-a datorat faptului că Sidonia Drăgușanu publica sub acest nume articolele sale din revista Femeia și Căminul, unde deținea o rubrică permanentă în etapa respectivă. Transcrierea textului s-a făcut după prima ediție a romanului cu adoptarea normelor ortografice actuale. Coperta este foarte drăguță. Este cumva schematic o domniță alături de un teanc de scrisori. Prima și ultima parte este din punctul de vedere al lui Catrinel. Iar cuprinsul este însumat, mă rog, este reprezentat de scrisorile pe care prietena aceasta a ei, Aurora, le trimite. Cumva, deci ar fi ca o desenuire, ca și niște file de jurnal în care Aurora își prezintă dilemele, dificultățile emoționale, dificultățile financiare și alte lucruri prin care ea trece, cumva confesându-se amicei sale sau prietenei sale Catrinel. Prima scrisoare este din ianuarie 1933, iar ultima din, nu cred că vă spun, unde este, ultima completare este din 14 ianuarie 1945, deci de-a lungul unor mulți ani s-a derulat această corespondență. Ce mi-ar fi plăcut mie mai mult ar fi fost să se insiste asupra efectelor războiului mondial și asupra mișcării legionare. Pentru că se amintesc câteva lucruri, dar nu se insistă foarte mult și cred că s-ar fi putut fructifica acest aspect, dar, mă rog, pentru că a fost scris în perioada aceea, poate tocmai de aceea s-a evitat să nu mai pună paie pe foc sau să cumva să folosească pentru a deturna atenția de la nenorocirile și lucrurile care se întâmplau atunci înspre ceva mai ușor, mai așa entertaining, da? Să le ia gândul de la lucrurile cu care trebuiau să se confrunte. Dar Sidonia Drăgușanu este o fină observatoare și cumva din discursul Aurorei răzbat multe elemente ale gândirii de pe vremea aceea. Chiar dacă ea a divorțat, s-a despărțit, se întâlnea și cu alți domni, păstra cumva, dădea de înțeles sau scotea în evidență, se puteau surprinde elemente ale gândirii din vremea aceea. În felul acesta este structurată cartea, deci tot felul de scrisorele. Asta este una mai lungă, dau înapoi. Da? Scrisorele datate. Bun. Și cumva, dacă ne gândim, plasăm acțiunea în timpul respectiv, în anii aceia, cumva e surprinzător că femeile totuși aveau atât de multă libertate comparație cu ideile noastre preconcepute legate de acea perioadă. Cumva ea a fost favorizată și a putut să ia anumite hotărâri pe care, cu siguranță, alte femei din alte medii nu le-ar fi putut lua. Și da, dacă vă plac personajele, vă place să urmăriți evoluția lor, e o carte pe care o recomand. Cam asta a fost. E un clip foarte, foarte scurt.
Nu știu ce să mai zic. Dacă a citit-o, mai am un plan să citesc. Mai am un plan să citesc de la ea Doamna cu ochelari negri sau ceva de genul titlul. Vă las pe undeva pe aici o descriere. Dar încă nu a venit timpul. E dacă nu ați văzut sau nu ați citit-o deja pe Sidonia Drăgușanu, vă recomand să căutați cărțile ei.